Unde ești, Adame, peliculă despre viața monahală a mănăstirii Dohiariu din Sfântul Munte Athos, a fost difuzat în premieră națională în această seară la Palatul Patriarhiei. Evenimentul a fost organizat de Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cenaclul Sfântul Simeon, noul teolog al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a organizat în această seară proiecția filmului Unde ești, Adame? Producția a fost realizată în limba greacă, însă dispune de subtitrare în limba română. Unde ești, Adame este un film absolut uimitor, în care fiecare se întâlnește cu sine personal și chiar și cu Dumnezeu. Este un film unde fiecare vede modul de viață monahal de pe Athos și totuși nimeni nu se gândește la monahism în momentul în care privește filmul. Cele 20 de țări unde a fost premiera filmului, toată lumea, toți spectatorii spun același lucru. Ne-am gândit în timpul filmului, în timp ce vizionam filmul, la familia noastră, la casa noastră, la orașul nostru, chiar și la țara noastră. Întâmplă lucruri absolut uimitoare la care nu ne-am așteptat și noi. Nu am avut drept tendință de a vă transmite un anumit mesaj, de a transmite un mesaj spectatorului. Singura noastră dorință a fost aceea de a fixa pentru istorie momentul în care a fost egumen starețul Grigorie. În timpul filmărilor și-am luat hotărârea să respectăm părerea personală a spectatorului. Și ne-am dorit foarte mult ca fiecare spectator, după ce vizionează filmul, să aibă aceeași libertate cu care a și intrat în sala de vizionare. Nu avem niciun mesaj fix sau un gând sau o părere pentru spectator. În cadrul festivalurilor și concursurilor internaționale, producția a câștigat mai multe premii. Filmul a fost prezentat la mai multe festivaluri de cinema și film, iar la două dintre cele mai mari festivaluri a luat și premii și aceste două se numără printre cele 15 cele mai renumite festivaluri din lume de film. A luat Grand Prix-ul la festivalul din Zaiceară, Serbia, și la un festival din Kiev. S-a difuzat în foarte multe țări și avem traducerea în 22 de limbi. Pentru prima dată în istoria filmărilor, unor filme bizantine, unor filme creștine, dintr-un rând foarte mare de țări, Rusia, Ucraina, Serbia, Grecia, Cipru, Gruzia, Bulgaria, deci pentru prima dată în acest rând de țări, Belorusia și Ucraina, pentru prima dată este prezentat un film despre viața monahală. În zilele următoare premierei, filmul va fi proiectat și în alte orașe din țară.